Știți că sunt inclusiv culte religioase care refuză transferul de sânge. Ați văzut că a fost și un accident în țară. E caz. Nu va fi niciun caz pentru că aveau declarații pe proprie răspunde. Și am vrut să vă spun că orice lege ar da, orice ministru al sănătății, se bate cap în cap cu Constituție. Și acum știți mai bine ca mine că sunteți... Sunt foarte multe legi care au fost declarate neconstituționale, inclusiv codul penal care a fost pritocit de atâtea guverne. Florine, grecul e obligat să meargă să voteze. Cetățeanul grec e obligat să meargă să voteze. Stai puțin. Problema este următoarea. Am discuții constituționale care privesc inviolabilitatea mea și integritatea mea fizică și psihică. Am legea asta, dreptul pacientului. Vieții și atunci poate un pic comunist sună și e vorba lui Marghi Cervan. Copilul nu e al părinților, e al nostru, e al societății și al țării noastre. Așa cum copiii nevaccinați sunt ai noștri, ai tuturor, pentru că stau în grădiniță lângă copilul nostru și nepoții noștri. Comunist. Comuniști, da, eu, exact, comuniști. Comuniștii n-au avut lucru. Spuneți că sunt ai tuturor, adică stați puțin, că nu puteți să vă... Domnul profesor, răspund, răspund părinții, că nu răspund toți pentru prostiile lor. Domnul profesor, avem contra, nu mai răspundiți contra. Eu vă întreb un lucru, dumneavoastră, un tip bine informat, apreciat în lumea medicală, în societatea civilă, nu vă ridic eu acum în slag. Puteți să... dați unui părinte o declarație prin care vă asumați întreagă răspundere că în urma vaccinării, dacă se întâmplă să se întâmplă unul dintre efectele adverse, vă asumați întreagă responsabilitate. Vă spun eu că nu o veți face. Și de ce? Institutul ăsta de conservare vă spune că în situația în care acel copil dobândește autism, nu vă asumați cariera, nu vă sacrificați cariera medicală. Și apoi vă dau alte două exemple. Acum nu e dezbatere, ne putem asuma orice, dar vă spun că în cazul concret, nici intervenția chirurgicală nu o faci până nu ai semnătura pacientului. Problema este dacă putem, sau companiile farmaceutice, nu știu dacă sunt prezenți sau nu sunt acestea, pot produce un vaccin fără efecte adverse de acest job. Dacă nu există, atunci lasă-mi liberul meu arbitru și alegerea mea este de a mă vaccina sau nu, cu toate că noi, cei prezenți în această seară, am trecut prin acea perioadă de vaccinare. Nu pot să merg pe chestii populiste, copiii sunt ai tuturora, haide să iubim toți copiii și facem noi doctorii ce vrem. Nu se poate. Eu dacă vreau să merg pe procedură homeopată, mă duc pe procedură homeopată. Încă o dată, dați-mi un răspuns la următorul lucru. Nu puteți să revin la pace, nu puteți să mă convingeți că aceste companii farmaceutice n-au un interes de a promova aceste vaccinuri și de a vedea care este reacția lor pe piață. Doi, în codul civil, în noul cod civil, am un articol care se numește 67, care spune că ființa umană nu poate fi supusă niciunor teste, experimente sau alte chestiuni. Ori vaccinarea asta în care, fie ce o fi, vedem ce se întâmplă, mi se pare un experiment. Pot să vă spun. Vaccinările se fac de 10 ani, nu sunt în cer. Pot să vă dau răspuns. Atunci spuneți de ce mai avem copii pe autism. 30.000 de copii pe autism. Aia e dovedită că nu e așa. Aia e dovedită. Păi și la viață e dovedită că nu... Vreau să încercați să-mi convingeți acum că dacă acest popor de lung din lumea a treia strânge în unchi plângându-pe vaccinurile dumneavoastră, noi ar trebui cumva să consider că e o bană cerească și că ce binecuvântați suntem noi. Da, ca altfel ne întoarcem noi. Da, exact asta încerc să vă spun. Și mă bucur foarte mult că sunteți aici, așa ceva doream. Zic că nu e un argument rezonabil. O să spuneți că niciodată nu se poate dovedi legătura dintre vaccinul și diferite afecțiuni neurologice pe care dezvoltă copilul. Este aceeași problemă de ani de zile în care fumatul este considerat ca un factor sau cauză principală a cancerului. Dar niciodată nu s-a putut demonstra care legătură directă. Că vă, totdeauna veți prezenta un fumător care are și 90 de ani și unul care a murit de tânăr. Stați un pic, o secundă, vă lămuresc cu fumatul. Vă lămuresc, gândiți-vă așa. Că nu puteți obliga dumneavoastră, nu sunteți responsabil pentru evoluția societății peste 100 de ani sau peste 50 de ani. Uitați-vă că toți cei care au fost la atentatul de la Paris au fost vaccinați și tot au fost făcut în lumea cealaltă. Nu are nicio legătură. Părerea mea că dumneavoastră săracii toți au fost vaccinați și i-au mitralat, au tras ăștia cu Kalashnikov pentru că nu erau vaccinați împotriva plumbului. Asta e ca și boxea cu ăla de pe Titanic. Adică e aleatorie poziția asta. Și vaccinul se fac la copiii sănătoși. Asta e culmea, că la copiii bolnavi nu mai fac.